Întrebarea pe care trebuie să vă puneți, dacă uitați mesajul ăsta, este următoarea. Ce închipuiește icoana aceasta? Asta este întrebarea. Dacă corabia lui Noe o interpretăm ca un simbol, ca un prototip al Domnului Iisus Hristos, icoana aceasta a botezului, oare pe cine preînchipuie? Despre cine vorbește aici că dă mântuirea? Și vreau să vă demonstrez mai multe pasaje din Scriptură că icoana aceasta închipuitoare care ne mântuiește este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Și vedem imediat relația lui cu botezul, da? Icoana aceasta închipuiește, ni-l arată, ni-l predică, ni-l reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Întrebarea este, cum botezul ar putea să ni-l închipuie pe Domnul Iisus? Cum credeți că botezul ni-l poate închipui pe Domnul Iisus? Foarte simplu ni-l închipuie pe Domnul Iisus botezul, în apă. Foarte simplu. Exact cum corabia lui Noe a intrat în apă și a ieșit din apă, la fel Domnul Iisus Hristos a intrat în apă și a ieșit din apă. Vedem imediat despre ce este vorba. Și la fel noi în Domnul Iisus Hristos intrăm și ieșim. Haideți să vedem un pasaj, două, trei din Sfânta Scriptură. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos. Luca 12,50. Am un botez, asta după botezul Domnului Iisus, foarte important, ascultați bine. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, deci era obligatoriu, și cât de mult doresc să se îndeplinească. Despre ce botez o fi vorba? Luca 12, mult timp după botez. Despre ce botez credeți că a fost vorba? Moartea și învierea Domnului Iisus, ăsta-i botezul. Pentru asta a venit Domnul Iisus, să se boteze. Botezul simbolic în apă arată spre botezul spiritual al Domnului Iisus. A murit și a înviat. Haideți să vedem alte texte care arată că lucrurile sunt exact așa. Roman 6:3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos. Auziți, Iisus a botezat și Dumnezeu zice vă socotesc ca a fi în Hristos și odată cu Hristos voi ați fost botezați. A murit Hristos, e ca și cum am murit noi. A înviat Hristos, e ca și cum am înviat noi. A fost îngropat Hristos, e ca și cum am fost îngropați noi. A fost răstignit Hristos, e ca și cum am fost răstigniți noi. Am fost uniți cu El, puși în Hristos și tot ce i s-a întâmplat lui Hristos ni este aplicat nouă. Da? Ia auziți, versetul 4. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Auziți limbajul, împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat, deci auziți, a murit, s-a îngropat și după aceea următoarea acțiune a botezului este să te ridici, nu? Și am înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Gata.